paie, 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 eu mă așteptam să înceapă muzica și n-a început muzica. De ce n-a început muzica? Pentru că nu mai îmi place muzica. De ce? Până la următoarea invitată, eu nu mai ascult muzică. Dragii mei, ce faceți? Bună dimineața, să rămână tuturor! Ieri când plecasem de la estrada de aici, de la televiziune, mă duc eu și la un moment dat, când am ieșit din metrou, văd o fată care avea multe flyere, nu știu ce, pe acolo. Și mi-a plăcut, am văzut o poză, băi, cu o fată, era o fată excepțională. Arăta la față, așa ziceai că e de porțelan. Și am întrebat-o pe doamna care împărțea flyerele, dar cu ce... Mă rog, cu ce vă ocupați? De ce împărțiți chestiile astea? Păi uite, am deschis o clinică, nu știu ce, facem un tratament miraculos și după ce îl faci, la prima aplicare, tu știi cum o să arate fața ta acum? O să arate ca dosul unui bebeluș. Și atunci am zis, vai, dar vreau și eu unde e clinica. Păi uite, așa mi-a explicat ea, nu știu ce. M-am dus eu acolo în zonă, pe la Victoriei. Măi, și m-am gândit eu, vă dați seama că modelul în fotografie arată cum arată, dar în realitate când îl vezi rămâi încântat. De unde? Când am văzut-o, știți cum arăta femeia aia? Ziceai că e pui de măgar, ai de capul meu. Modelul nu arăta deloc așa și am întrebat-o pe doamna doctor. Doamna doctor, dar de ce arată atât de diferit în poză și în realitate modelul arată așa mai urâțel? Păi Alex, noi folosim crema aceasta, dar pământ mai și photoshopăm imaginele, nu rămân chiar așa. Ok, dacă tot am venit aici, doamna doctor, hai dați-mi și mie o cutie din această cremă miraculoasă. Spuneau ei că e pe extract de lăptișor, de matcă, ceva de genul și mai care. Și mi l-am luat, m-am dat aseară cu el. Păi m-am trezit astăzi cu cearșaful lipit de față, pentru că atât de multă miere era în crema aceea, încât... Oricum, astăzi am venit zâmbind aici spre televiziune pentru că eu am auzit o vorbă. Zâmbește, Alex? Mă rog, zâmbește, se zice în general, pentru că nu știi cine te vede. Și noi cu toții căutăm iubirea vieții noastre. Și atunci am zis, nu se știe dacă după colț nu apare iubirea vieții mele și trebuie să mă vadă zâmbind. Păi, iubirea, m-a sunat un prieten aseară să-mi spună că, băi, am prins-o pe iubita mea cu altul, nu știu ce, ne-am despărțit, dar să știi că deja îmi pare rău că i-am dat papuci. Și am zis, băi, cum așa? Păi, uite că eu aș ierta-o. Tocmai de aceea eu vă propun ca astăzi să vorbim despre iubire. O să avem foarte mulți invitați, nu vă mai spun numele lor, pentru că mi-e teamă că vreo unul s-a îndrăgostit atât de tare încât poate a rămas acasă în așternut. Și, dar cei care vor fi aici nu vor scăpa de chirul iubirii, pentru că eu mă ocup de toți. Dragii mei, e bine să știm și vremea. E bine să știm și cum putem avea fața ca dosul unui bebeluș. E bine să știm de toate și să mai și cântăm, da? Eu mă apropii așa de plasmă și fac o magie și vreau să apară harta aici în plasmă. Încă n-apare. Stați puțin că eu mă concentrez. E de la mierea aia pe care mi-am pus-o pe față. Și... Pam, 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 pam. Vedeți? M-am trezit eu cu cearșaful lipit de față, dar oricum e bine până la urmă. Dragii mei, știți ce am aflat eu aseară? Știți ce am aflat după ce am plecat de acolo, de la clinică, de unde m-am speriat de fata aia frumoasă ca un pui de măgar? Păi, am aflat, vreau să văd harta, am aflat că, fiți atenți, a fost cod portocaliu de ploi și vijelie în județele Alba, Caransebeș și Vrancea. Eu mă gândeam, județul Caransebeș e un județ sau sunt două județe care s-au înfrățit? Da, nu e un singur județ. Ei, acolo au fost ploi și vijelii. Pentru că ați văzut, a fost vreme caniculară, dar întotdeauna, după caniculă, întotdeauna încep vijeliile, începe ploaia, începe crivățul, e ceva de speriat. Ei, deși valorile termice vor marca o scădere, vremea va rămâne caniculară și disconfortul termic va fi ridicat în cea mai mare parte a Olteniei, da? Aici, în Banat. Doamne, ce îmi plac cântăreții din Banat. Și în Muntenia, unde suntem și noi cu Bucureștiul nostru, unde indicele temperatură umezeală, uitați că a apărut și Ludovic, știți că el este băiețelul meu, Ludovic, are apa puțin tulbure. De ce? Pentru că neseriosul s-a dus aseară la o petrecere fără să mă întrebe dacă îl las sau nu, că el locuiește aici la Estrada TV și... M-am trezit cu el astăzi, mahmur, e mahmur. Nu mai pot să porți un dialog cu el, deci e ceva de groază. Nu e deloc serios. Deci, indicele de temperatură atinge iar pragul de 80 de unități. Așa cum v-am învățat de vreo două săptămâni încoace, nu mai scade, orice ar fi. Băi, ce-mi place să fac magie, când apare, când dispare. Haideți să aflăm și temperaturile maxime care se vor încadra, da, se vor încadra între 27 și 28 de grade în nordul Moldovei. 27-28 de grade în Maramureș, frumos, cred că din Maramureș e Sofia Vicoveanca, în Transilvania și culmea, dragii mei, culmea pe litoral, așa că cei care sunt astăzi pe litoral nu se vor bucura prea mult de căldură pentru că vor fi doar 27 de grade. Avem în schimb 38 de grade unde? În sud-vestul Olteniei, adică pe aici, mai ales la Craiova, sunt 38 de grade. Cerul va fi variabil cu norări.
temporar accentuate, averse, descărcări electrice, cum vă spuneam, de scurtă durată, dar oricum cât vin, știți cum ne plouă, știți cum ne trezim dacă te prinde vremea asta fără umbrelă. Te-ai nenorocit chiar dacă spui tratamentul ăla miraculos peste seară, tot nu se revii la piele. Și fiți atenți, în zona de munte și izolat, în sudul și sud-estul, vremea asta capricioasă, Transilvaniei, avem temperaturi de 24 de grade. Deci acolo e mai friguț. Cel mai răcoare va fi, în schimb, în depresiune, în zona aceasta. Nu știu, cred că pe aici locuiau cei maghiari, cei care vor autonomie, aici vor fi 14 grade. Păi vedeți, așa e, când ai dorințe d-astea așa antinaționaliste, nici vremea nu te ajută și îți dă 14 grade. Iar pe parcursul nopții, valorile de temperatură vor rămâne undeva la 16 grade. Adică vor scădea de la astea câte are fiecare regiune, cum am spus mai devreme, până când vor ajunge la 16 grade. Când cerul va ajunge la 16 grade, va zice stop și gata, se culcă. Și ne trezim cu ziua de mâine. La București astăzi vor fi 32 de grade, dar spre seară se anunță nori și nu ar fi expusă și o ușoară ploaie. Păi de ce să nu fie și o ușoară ploaie? Da, hei, Ludovic, băiat neserios ce e el, să știi că pentru ceea ce ai făcut o seară, că te-ai dus și te-ai distrat fără să mă inviți și pe mine, în timp ce eu mă chinuiam pe acolo pe la clinică, să știi că astăzi te țin nemâncat. Astăzi nu-ți mai dau mâncare pentru că nu meriți. Dragii mei, astăzi voi începe cu o solistă de folclor excepțională. Eu v-am spus că sunt nepotul doamnei Niculina Merceanu. Doamne, când eram eu mic și mie îmi plăcea hip-hop, întotdeauna mătușa mea spunea: Băi Alexandru, nu e bine, ce faci? Tradiția noastră ne poartă în partea cealaltă. Și tocmai de aceea astăzi m-am încălțat din nou în galoșii lui Amza Pelea. Înțelegeți? Eu i-am luat i-am luat dintr-un loc, mi-au fost făcuți cadou și tocmai de aceea o voi chema la noi aici în platou pe doamna Elena Dragne pentru a și vedea șoșonii mei în direct. Veniți, doamna mea, nu fiți timidă, veniți ușor și să-mi și spuneți dacă vă plac sărut mâinile. Bine ați venit la Estrada Matinal. Bună dimineața. Hai, întoarcem așa frumos și luați loc pe canapeaua noastră. Bine, ne-ați găsit bine, să știți. Ce faceți, doamna mea? Pentru prima dată la dumneavoastră în emisiune, sunt încântată, mulțumesc de invitație, bine. Sunteți încântată? Încântată, da. Mulțumesc. Sigur, nu v-a fost frică? Nu v-au spus colegele nimic? Nu. Că le torturez? Nu. Dar ia spuneți, de mascotele noastre ce părere aveți? Știți că ea este zebra Gina și el e elefantul Pistol. Sunt interesante, doamna mea. Ia spuneți-mi... folclorul ăsta, așa vechi. De ce ați ales dumneavoastră folclorul și n-ați ales muzica ușoară? Să știți că iubesc și îndrăgesc orice stil de muzică. Dar muzica populară, m-am regăsit, este prietena mea și la bine și la greu. Eu nu cânt de foarte mulți ani. Ei, dar... nu, dar de câți ani cântați? 4-5 ani. Păi și până acum, ce ați făcut? Am cântat de copil, de când mă știu cânt, dar nu a fost loc și nici timp pentru a studia, pentru a mă integra mai mult în această frumoasă, să spun eu, latură a culturii noastre muzicale. Păi, da, ce ați făcut atâția ani? Alte activități. Serviciu. Ceva ce nu v-a adus satisfacție. Nu, mi-au adus... satisfacție, doar că nu a fost loc și pentru... Așa a fost viața. Aveți credite? Nu. E obișnuit să întreb chestia asta. Nu aveți datorii, nu aveți nimic. Să știți că nu. Nu, păi eu gândesc că dacă ați început și în muzică... Dar n-ați făcut o oarecare investiție la început, când ați intrat în showbiz? Eu am cântat și cânt din suflet pentru suflet. Ce frumos! Am cunoscut, nu întâmplător, că nimic nu este întâmplător în viață, un om care a simțit dorința și dragostea mea pentru cântecul popular. Este vorba de doamna Mioara Voicu, despre care vorbeam noi puțin mai înainte. Doamnă excepțională, am făcut și noi pozele, a pus dumneavoastră pe Facebook. Da, v-am dat like acolo. Facebook, ați dat like, știu că ați dat like. Tocmai de aceea invităm și pe telespectatorii noștri să intre pe pagina oficială de Facebook, Estrada Matinal, și să dea like, pentru că acolo vor vedea poze, noutăți, tot ceea ce facem noi, și să intre și pe www.estradatv.ro, unde ne pot urmări online de oriunde ar fi ei pe lumea asta, și acolo, bineînțeles, află de toate producțiile noastre TV. Revenind la doamna Mioara, pe care ați întâlnit-o, miraculos. Da, și a simțit dragostea și dorința mea de a cânta, m-a sprijinit, m-a ajutat, m-a ținut de mânuță, cum spun eu. Da. Și am început orele cu doamna profesoară.
de muzică, de canto. De canto. Cu doamna Paulina Irimia. Sunt eleva dumnei ei. Și lucrurile s-au așezat ușor, ușor, frumos și mergem înainte. Le mulțumesc că am îndurora din suflet, le pup și le îmbrățișez cu drag. Și noi, și noi le pupăm. Dar ia spuneți-mi pregătirea asta. Știți că acum se lansează tot felul de artiste și n-are, niciuna n-are un canto sau o școală populară de arte sau ceva. Toate se lansează pur și simplu. Bagă o fustiță scurtă și gata. Cum simțiți competiția asta între, să zicem, valul ăsta nou care vine fără nicio pregătire și dumneavoastră care sunteți, na, trecute prin mâinile unor profesori? Să știți că nici eu nu mă consider un interpret pregătit. O spun cu toată sinceritatea. Ai, eu iubesc, dar cum puteți spune așa ceva? Să vă spun, iubesc toți interpreții de muzică populară, îi respect și de la fiecare am câte ceva de învățat. Dar trebuie ani și ani de studiu, de muncă, ca să ajungi... Da, da, știți cum e vorba aceea? Talent e vorba de talentul fiecăruia. Exact, fiecare cât poate să transmită. Dacă n-ai talent, poți să studiezi 20 de ani, că tot nu scoți nimic. Și sunt oameni care cântă pur și simplu, își doresc să cânte și cântă. Da, da. Dumneavoastră când auziți de cod galben, cod portocaliu, nu știu ce, ce reacție aveți? Aoleu, soțul meu, sunteți căsătorită? Nu, sunt indiscret. Nu, dar sunt o femeie împlinită, am copii buni, simt o femeie împlinită. Da, da, da. Să știți că e mai bine. Chiar știți că am deschis emisiunea cu tema iubirea. Da, iubim. Iubim tot ce ne înconjoară, oamenii, florile, copiii. Doamna mea, sunteți atât de iubită încât avem un telefon pentru dumneavoastră. Haideți să vedem cu cine vorbim. Bună dimineața! Alo! Alo! Alo, bună dimineața! Bună dimineața, doamna! Bună dimineața, Alexandru! Vă pup. Vreau să-i adresez două vorbe de admirație doamnei Elena Dragne. Mulțumesc! Ascultăm cu mare drag. Este o doamnă care mie îmi place foarte mult. Și nouă ne place foarte mult. Invitații au cerut-o. Poartă costumul acesta foarte frumos. Continuați, cu doamna. Cu demnitate. Da. Și repertoriul. Un repertoriu excepțional are dumnea ei, să știți. Dar ce spuneți de emisiunea noastră? Ce părere aveți de mascotele noastre, doamnă? Dragul meu, Alexandru, să știi că dacă nu ar fi așa cum este, eu nici nu aș mai insista cu telefonul. Așa e, deci asta înseamnă că vă place, nu? Vă iubim, doamnă, vă iubim. Fii atent, aș spune încă o dată. Da? Aș mai aminti o dată de mămăliga nesărată. Dar nu se pune problema. Dacă voi plecați după de la Estrada TV, eu nu mă mai uit deloc la Estrada TV. Deci s-audă toată lumea, da? S-audă tot poporul, doamna mea, tot globul ăsta, păi unde emitem noi și online și pe satelit. Dacă nu mai există Estrada Matinal cu Alexandru, gata, nu vă mai uitați. Am înțeles. Alexandru, fii atent. Spuneți. Alexandru, fii atent. Spuneți. Acum te sun de la micul oraș, adică un pic mai mare decât Modica, Noto se cheamă. Excepțional, deci ne urmăriți și de acolo. Știu că ne urmăriți și de pe Bag ne-ați urmărit. Oriunde mergeți în concediu, dumneavoastră sunteți prietenul emisiunii noastre. Păi nu, ți-am spus că te urmăresc pe tine, să văd ce faci. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vă mulțumim mult de tot și să nu uitați că ați promis că veniți la noi aici, da, în emisiune. Sigur că da, când mă întorc peste câteva zile. Da, 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 vă dorim în continuare concediu plăcut și să rămâneți încântată și să faceți poze pe acolo pe unde mergeți și să veniți așa cu multă energie la noi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru această intervenție telefonică. Iar noi acum, doamna mea Elena, continuăm discuția cu iubirea. Știți că era și o vorbă, iubirea este un butoi plin de miere. La începutul iubirii tot lingi mierea aia și la final rămâi și te saturi de rahatul turcesc din interior. Asta este valabil sau mai puțin valabil într-o relație... Cu acte sau fără acte? Da, dar a iubi nu înseamnă neapărat să iubești relația dintre un bărbat și o femeie. Da, iubire dar înseamnă... Iubire înseamnă să iubești oamenii, să iubești tot ce e frumos. Să iubești pe care o vrei, una e mama la copii, alta e copta inimii. Să iubești copiii, să iubești florile, să iubești pomii, să iubești natura. Da.
totul se leagă de iubire. Așa e, să iubești portul național. Să iubești cântecul popular, tradiția noastră. Știți că eu întotdeauna am fost curios. Păi de ce zic toți oamenii de popular, zic cântul național? De ce nu zic cântecul național? Zic așa, folosiți tot felul de cuvinte de-astea arhaice sau așa, necunoscute, nemai auzite de acum 200 de ani încoace. E mai autentic. Așa e, aveți ceva cu autenticul, dar știți că eu întotdeauna mă gândeam, dar nu pot să spun asta pe post, nu pot să spun, mă gândeam ce fac, cum fac popularii niște chestii, adică întotdeauna mă gândeam, mă rog, în stil național, tradițional, popular, românesc. Doamna mea, continuăm. De fetițele alea, că v-am tot spus, eu vreau să vă incit, vreau să vă văd incisivă. Hai să vorbim de rău, de copiii ăștia care n-au talent și se lansează. Nu, nu trebuie să vorbim de rău pe nimeni. Cel puțin eu nu vreau să vorbesc pe nimeni de rău. Consider că fiecare om care vrea să cânte are o dorință, e ceva în sufletul lui și vrea să transmită ceva. Exact, toată lumea vrea să transmită ceva. Important este, haideți ca o divă ce sunte, să vă ridicați aici și la noi în platourile Estrada TV, de unde filmăm în direct de aici. Emisiunea Estrada Matinală, emisiune care a ajuns numărul 1 și este cea mai iubită emisiune din intervalul 8-12. O va avea astăzi în premieră pe doamna Elena Dragnea cu o piesă. Ce piesă ne cântați acum? Prima piesă? Iubește-ne că iubește. Este piesă din repertorul doamnei Paulina Irinia. Țin iubire foarte mult la această piesă și îi mulțumesc doamnei. Și noi vă mulțumim. Vremea nu te păsuiește, iubește-ne că ce-ți place, că vremea nu se întoarce. Tinerețea îmbătrânește, părul la tâmple albește, nu ierta-ne că mândruța, sărută-i cu drag gurița. Tinerețea îmbătrânește, părul la tâmple albește, nu ierta-ne că mândruța, sărută-i cu drag gurița. Iubește-ne că ce-ți place, că n-ai nimic ce-i face, cât e câmpul înflorit și e vremea de iubit. Pădurei verde și deasă, nu te-ai mai duce acasă, nu-i iertane că mândruța, sărută-i cu drag gurița. Pădurei verde și deasă, nu te-ai mai duce acasă, nu-i iertane că mândruța, sărută-i cu drag gurița. S-o duce tinerețea și rămâi cu bătrânețea. Mândrele-ți pleacă pe rând, parcă n-ai fost om nici când. Acum ești boboc de floare, mândrele-ți dau târcoale. Nu ierta-ne că mândruța, sărută-i cu drag gurița. Acum ești boboc de floare, mândrele-ți dau târcoale. Nu ierta-ne că mândruța, sărută-i cu drag gurița. Bine și frumos în viață, să-ți dragoste pe brață, cum îi place inimii, să ai pentru ce trăi. Cu faiul bun neicuța, o popaia și gurița, măi, că noi ne știm de copii, de la dragostea din tăi. Nu ierta-ne că mândruța, sărută-i cu dragurița, că și ea mii te răsfață, te ține cu drag în brață. Bună dimineața pentru a doua oară din direct din studiourile Estrada TV, dragii mei. Eu sunt Alexandru și vă prezint în fiecare zi de luni până joi, deocamdată de la 10 și jumătate la 12, Estrada Matinal. Estradă,
emisiune care a ajuns cea mai iubită emisiune din intervalul 8-12. Și pentru asta eu vă mulțumesc și vă invit pe pagina noastră oficială de Facebook, Estrada Matinală, unde puteți da like, puteți vedea poze din arhivă, poze noi, puteți afla noutăți, dar puteți intra și pe site-ul televiziunii www.estradatv.ro. Puteți vedea și comentariile doamnei Stoican, pe care noi o pupăm, cu toate că dumneavoastră e în concediu și noi lucrăm, dar nu contează. Și că tot vorbeam noi de iubire mai devreme, să știți că iubirea, mă gândeam eu așa, unde poți găsi iubirea? Păi poți întâlni iubirea unul. Am un prieten care a găsit-o în șaurmărie, altul care a găsit-o în WC-ul public, altul care și-a găsit iubirea vieții la metrou, altul care și-a găsit-o la cofetărie. Păi da... Câți oameni în ziua de astăzi își mai duc iubitele la cofetărie? Nimeni, nu nimeni, hai să fim serioși. S-a dus romantismul de tot. Dragii mei, pentru că la început intro-ul meu, nu știu, a avut probleme, că era mahmur la fel ca peștele meu Ludovic, băiețelul meu pe care l-am găsit duminică când am fost la plajă. Atunci l-am recunoscut și l-am repus pe numele meu, îl cheamă Ludovic Spiridon. Pentru că vă spuneam că nu mi-a ieșit bine introducerea, că era mahmur intro-ul acela, hai să-i dăm drumul din nou acum și vreau să fac introducerea. Să mă simt și eu bine, domne, că nu degeaba mă supranumiți voi regele matinalului în România. Haide, hai să dăm drumul. În direct din studiourile Estrada TV, Alexandru vă prezintă Estrada Matinal. Așa, gata, acum mă simt bine, gata, că așa trebuia să încep. Am început, chiar dacă în partea a doua, știți cum e. A doua șansă poate că e mai bună decât prima, credeți? Ei, dar nu ați luat microfonul în mână. Cum, doamna mea, să nu luați microfonul în mână? Așa se spune, dar a doua șansă s-ar putea să fie mai bună decât prima. Și da, știți că se zice și că a treia e cu noroc, dar de ce a treia e cu noroc? Că alte ghirioriste? Dacă o mai ai, pa treia. Da, s-ar putea să fie cea mai bună a treia. Știți că mai era o chestie, pentru cei care vor totuși a doua șansă, șeful nostru, tatăl nostru care este în Estrada TV, are o carte, A doua șansă cu Stelian Fulga. Da. Să știți că eu am citit-o. M-am și documentat în legătură cu grupa mea sanguină și să știți că acum, băi, mă simt mai bine, altfel te trezești la 6 dimineața după ce urmezi acel regim alimentar. E foarte important. Dumneavoastră, cum stați cu mâncarea? Știți să gătiți? Că eu întrebam ieri pe doamna Maria Dervar, cum gătește o divă de muzică populară cu unghică? A, dar văd că nu le aveți mari. Da? Cum taie ceapa dumneai? Dumneavoastră, ce gătiți? Deci, Ia spuneți. Eu țin în cont de faptul că am și o nepoțică de 2 ani. Oh, să vă trăiască. Și mă ocup de ea, mulțumesc. Să vă trăiască. A început să cânte deja sau urmează? Cântă, Mărind de la nunta ta. Deja i-am dat și repertoriu. Ați filmat-o? Ați pus-o pe Facebook să o vadă fanii? Nu. De ce? Nu, ea... E prea micuță de micuță, da, e micuță. Asta așa, ca să avem o preocupare. Și gătesc de toate, în special pentru ea, gătesc zilnic, da. Fai, deci nu-mi vine să cred. De obicei, artiștii nu prea fac nimic. Adică ei trebuie să se aranjeze, trebuie să facă canto, trebuie să facă repetiții. Avem timp de toate. Păi și când vă mai duceți să căutați porturile astea frumoase, de unde le achiziționați? Ne facem timp, l-am primit cadou. Oh, doamne, de la o doamnă. Asta? Vreau și eu să primesc cadou o bluză. Apropo, prietena mea și colega mea, cea care m-a suportat ani de zile la liceu și în școala generală, Emi, pe care eu o pup și o iubesc foarte tare, care acum e întreprinzătoare și poate într-una din zilele astea o să vină la noi pe canapea și o să ne spună cum a început ea prima afacere din viața ei. Oricum e fată deșteaptă, a luat la BAC vreo 9 și ceva la matematică, am copiat toți porupte și vreau să îi spun că îi mulțumesc. Mulțumesc că s-a oferit să-mi aducă niște cămăși zilele următoare și eu pentru asta îi mulțumesc. Haideți să revenim cu iile dumneavoastră. Le primiți cadou. Cum e, doamne, să primești cadou așa? Da, o doamnă care nu este interpret de muzică populară, nu are... iubește muzica populară, dar îl avea, dânsa nu-l folosea și mi l-a dăruit mie. Îi mulțumesc din tot sufletul, doamnei Neli. Dar spuneți-mi, ăstea se spală la mână sau cum le spălați? Nu, se curăță așa ușor. Ea se spală mai des. Dar cu mare atenție, nu? Apă călduță. Fota mai greu. Se întreține mult mai greu, trebuie păstrate bine. Există temperaturi, nu știu cum le păsează prin muzee la minus 20 de grade? Nu, și văd că se ține bine, o am de ceva vreme. Se ține bine. Da. Știți ce mă mai amuză pe mine când spun oamenii de muzică populară? Că, domne, noi culegem din folclor, am cules piesele. Da, și mă și gândeam, domne, folclorul ăsta ce e? Este o câmpie pe care se duc toți soliștii de muzică populară și încep să culeagă și piesa aia și piesa aia și piesa aia? Nu, este adevărat și este foarte frumos să ai ocazia și să poți să mergi la vatra satului. Ce e aia vatra satului? Ce se întâmplă acolo? La rădăcină acolo, eu cel puțin sunt născută la țară, undeva aici lângă București. Da. Și acolo e originea, acolo găsim melodiile. La bătrâni care mai păstrează.
Păi și cum îl abordez? Că știu că eu aveam un profesor de etnologie și îmi spunea că e foarte greu să-l mai convingi să spună ceva. Eu personal nu am mers, nu am făcut acest lucru, dar îmi imaginez că mergând la satul tău natal și cunoscând oamenii de acolo, din om în om... Tot prin relații. Deci tot prin relații. A, păi cum așa? Da. Din om în om și el începe să ți-o cânte sau cum ți-o spune? Tu îi scrii versurile? Cum se face? Nu, dar cred că sunt cântece care le păstrează și nimeni nu le-a dăruit nimănui și s-o mai găsi acolo un cântec și pentru mine și pentru altcineva. Și eu vă propun să mai interpretăm o piesă. Colegii mei să o și caute pe cea de-a doua piesă, pentru că vreau să avem timp să ne bucurăm de toate cele trei piese. Este un cântec de dragoste. Da, Mândruța care, cum cu ochii verzi. Mândruța cu ochii verzi. Da, și mulțumesc doamnei Paulina. Haideți, doamnă, să-i dăm drumul cântec și să dansăm. Excepțional, excepțional. Dar ce aveți, doamnă, cu fetele cu ochii verzi? Dumneavoastră îi aveți maro, căprui și de asta? Căprui verzi. Întotdeauna, că dacă îi aveați albași, sigur vă luați de fetele cu ochi căprui. Să știți că și Ludovic a dansat, deși lui i-a plăcut foarte tare melodia. Mă bucur, deci i-a plăcut melodia, da. I-a plăcut. Ia spuneți-mi, o să vă țin așa în picioare, pentru că mai avem puțin și pe urmă ne și cântați cea de-a treia piesă, pentru că fanii vor, că mi-au trimis pe Facebook acolo unde pot să intre și ceilalți care n-au intrat până acum și să dea like la pagina noastră oficială Estrada Matinal și să share-uiască, bineînțeles, tot ceea ce postăm noi acolo, pentru că Dragoș Baciru, producătorul meu, cel mai tare producător de televiziune ever din televiziune, bineînțeles, este la curent cu tot, cu tot ceea ce fac folclorii și el întotdeauna îmi propune: Alex, ia-o pe doamna Elena, Alex, adu-o pe doamna Maria, Alex, adu-o, nu știu cum. Pe toți, el pe toți vrea să-i promovăm. Știți cât iubește Dragoș portul național? Pe aici, prin pauză, întotdeauna se îmbracă în cămașă, național, frumos, național. Adică sunt mândru de el, mă uit așa, măi, un copil de 21 de ani și să iubească atât de mult folclorul, să fie și DJ, adică nu-ți vine să crezi. Ce ziceți de revista asta? Știți că... Da, a fost lansarea sâmbătă. A fost lansarea sâmbătă. Da, nu ați fi fost acolo la... Nu am fost. De ce nu v-ați fost? Făceați, găteați. Hai, găteați, recunoașteți, nu?
Lucruri interesante, este, uite, mă uitați, Maria Ciobanu. Sunt interesante, da, interesante. Vă iubiți pe Maria Ciobanu? Foarte mult. Și pe domnul ei și pe Ionuț. Ia uite, spune că, dar cum să nu gătesc? Deci și ea gătește, face aici confesiuni de mama focului. Și Ionuț Dolănescu. Este un om deosebit, doamna Maria Ciobanu. Este, da. A fost într-un spectacol cu ați fost, ați fost. Și cum, cum reacționează publicul? Adică când apare este... Ciobanu. Oamenii o iubesc. Când apare oamenii Maria iubesc, Ciobanu, da. E o nebunie. Este iubită, îndrăgită și cred că este, într-adevăr, îi se spune pe merit ciocârlia cântecului popular. Dar dumneavoastră, cum ați vrea să vi se spună? Aveți așa o păsărică de care nu, sunteți îndrăgostită? Nu, și nu, e... nu. Nu, nu ați vrea să fiți nu. Papagalul? Sau în niciun caz, papagaliță sau ce? Nu, nu. Nici ciocârlie, eu sunt doar Elena Dragne și v-am spus, iubesc toți privighetoarea. Interpreții. Privighetoarea, de ce să nu fiți privighetoarea muzicii populare? Nu, 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 sunt atâtea privighetori, nu, nu. Nu, nu. Dar știți, colegul meu, Alex Pătrașcu, fratele meu care face în celălalt da, studio salut pe Alexandru. Al televiziunii Estrada TV, el o iubește foarte mult, o va da, și știu. Avea invitată pe dumneai știu, în emisiune. Știu, știu și chiar... E ca o mamă pentru el. L-a format doamna Maria Ciobanu. L-a format, da, acum da, se jenează cu el. Glumesc, se mândrește. Se mândrește cu el, da. Să știți că el are aproape la fel de mare audiență ca a mea. Știu că am fost de multe ori la el. Știu, știu că a spus, am văzut poze, doamne. Și este un băiat... jos pălăria. De treabă și un bun interpret și realizator de emisiuni. El felicit. Și pe tine te felicit și, pentru bine, ceea vă mulțumesc. Ce și eu vă felicit pentru că... Adică hai să ne felicităm dacă tot ne felicităm și suntem atât de grozave. Adică hai să o spunem de ce. Uneori suntem nemai pomeniți. Da, da, da. Da, da. Data viitoare vreau să-mi promiteți că veniți și cu nepoțica. Da. Nu, că te, cum adică da? Păi cum, ea ce face acum? Ia să danseze, nu? Păi da, vine să danseze. Să danseze, ok. De ce să nu se... Vreau să se lanseze la mine emisiune. Haideți să-mi spuneți repede și de piesele dumneavoastră câte aveți, dacă aveți de gând să lansați un album. Nu, nu, nu. Cum nu? Aoleu, ce răspuns e ăsta? Păi nu, nu, lucrez la câteva piese. A, lucrați la piese, dar nu vă grăbiți. Adică lucrăm așa, liniștit, liniștit, să iasă foarte bine. Sigur că da. Cu răbdare. Haideți să ascultăm o ultima piesă a dumneavoastră și eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi mare alături drag. De noi. Și eu mulțumesc. Să știți că telespectatorii noștri ne-au cerut-o pe doamna Elena Dragne, doamna Elena Dragne să vină și uite că a venit și ziua astăzi mulțumesc. În care sunteți. Mulțumesc tuturor. Da. Vă mulțumim, haideți să cântăm și să dansăm. Și-a mar croită
Excepțională melodie, excepțională. Vă doresc foarte mult succes în carieră, doamna mea. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați venit aici. Și voi, dragii mei, în continuare o să urmăriți rubrica Iutumania, pe care o iubiți cu toții. Hai să ne amuzăm puțin, după care revenim în platou cu ceilalți invitați. Vă pup! Revenit, dragii mei, alături de noi, invitați, vă promiteam mai devreme că o să schimbăm fața, trecem de la folclor, trecem în altă parte. În ce registru trecem? Păi o să vedem chiar acum. Dragii mei, invitați, bună dimineața, vă pup, bine ați venit! Bună dimineața, bine te-am găsit! Mamă, ce-mi plac prezele voastre! Mamă, ce-mi plac! Dacă știam, îmi puneam și eu breton, să știți că îmi puneam. Și să fie. Bretonul e ceva, e o fiță. Ce fac, scumpii mei? Ce să facem foarte bine. Hai să vorbim. Raluca, eu pe tine te cunosc. Te cunosc și Raluca e o fată de mare angajament. Dom'le, Raluca undeva, când spune ceva, așa face. Ei, și așa mare angajament cum a fost ea, ea s-a apucat de muzică acum ceva, nu știu ce, și la un moment dat ea a făcut o trupă. Trupă care se numește? Changing Skins. Mamă, ce nume! Cum ați găsit voi? Bă, dar inspirația a fost. Cum ați găsit numele ăsta? Păi, chitaristul Ștefan și cu mine, când ne-am apucat de proiectul ăsta, treceam prin niște schimbări. Și, adică de ordin... Schimbări amoroase, schimbări? Și... Asta zic, și cu serviciu, și amoroase, și în viață. Și atunci, nu și știu, numele a venit de la sine. Știu, sunt, fii atent, sunt atât de multe de vorbit încât trebuie să intrăm în publicitate. Are. Și pe urmă revenim și super, discutăm multe, multe cu așa voi. Facem. Haideți să urmărim publicitatea. Pentru cea de-a treia oară la Estrada Matinal, dragii mei, eu vă pup, vă mulțumesc că sunteți alături de noi într-un număr tot mai mare cu fiecare zi, tot mai mare. Anunțați-vă toți vecinii, anunțați-vă toți prietenii, anunțați-vă toate rudele, anunțați-vă toți dușmanii că la Estrada, da, de la 10:30 la 12 este Estrada Matinal, cea mai iubită emisiune din intervalul 8-12. Vă mulțumesc pentru asta, dragii mei. Mai devreme, tocmai începusem discuția cu acești frumoși soliști și am continuat-o și în pauză, pentru că eu nu mă pot abține, nu mă pot opri. Haideți să vorbim. Fii atent.
tu ești Raluca și tu ești solist în trupă și cum te numești? Horatiu. Horatiu. Voi nu aveți alte pseudonime sau chestii de-astea pe acolo prin trupă, nu? Ne mai dăm noi așa, ne mai alintăm, dar nu. Pârlă, hienă. Nu. Adică toți sunteți oameni în trupa voastră. Da, suntem oameni. Poate animal, suntem oameni, da, Nu. Cred că animal chiar nu e niciun. Ok, hai să o luăm așa în ordine cronologică, pentru că mie îmi plac lucrurile să fie foarte bine puse la punct. Cine a înființat trupa asta? Cine e fondatorul și în ce an? Și câți au fost la început? Da. Ștefan, chitaristul nostru și cu mine. La sfârșitul lui 2009 ne-am apucat de lucrat la piese, de idei. Și, Dar v-ați apucat, dar care? Voi, niște prieteni care v-ați gândit, hai să facem o trupă, sau cum a venit ideea? El lucra niște chestii acasă, el ocupându-se de muzică. Și am trecut eu cu un alt prieten comun pe la el, mi-a arătat ideile și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și de atunci, nu știu, cred că au fost luni de zile când mergeam în fiecare zi la el după. E, da. Da. După serviciu, hop la el. Nu, dar nu întreba lumea, bă, da, voi sunteți într-o relație, ce tot v-aștept la el, mereu. Da, au fost și ideile astea. Au fost, da? Adică am văzut că vă plăcea melodia asta, Like a Virgin. Adică mai că era să vă ridicați de pe fotoliu când a început. E melodia vieții. Da. Și de fapt, trupă propriu-zis am devenit în 2011. Da. Vară 2011, când am cunoscut-o și pe Raluca. Raluca, de ce îți vine să râzi? Ție tot îți vine să râzi, de ce? Ea spune. E distrată. Ia, tu ai băut, n-ai băut, nu? Nu, n-am băut. Sigur, absolut. N-am o fiolă, că te-aș verifica, să știi. Okay. Noi ne-am întâlnit în 2011, eu căutam trupă în perioada respectivă și, mă rog, terminasem câteva colaborări și am dat de Ștefan, chitaristul nostru, Ștefan Mustață, care lucrează la piese în continuu. Și l-am acaparat, i-am spus, uite că sunt disponibilă, hai să facem proiect. Aoleu, ești disponibil, dar mai ești sau gata, te-au luat? A fost ședință, ne-am întâlnit, am povestit. Te-au verificat, adică fără evaluare suntem, nu putea să fie treaba. Ne-au verificat, să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă și la scurt timp l-am cunoscut și pe basistul nostru, Adrian Cotoară. Da, stai puțin, tu acolo ești, ce faci în trupă? Eu sunt oboșar. A, credeam că tu ești bucătarul lor, că pregătești oboșar. Eu sunt sufletul trupei, da. Tu ce fel de prieten ești tu cu ea, că a fost și ea invitată la noi în emisiune? Suntem colegi de breaslă. N-ați avut o relație, doar colegi de breaslă. N-am avut o relație. Nu, adică mă rog, că în showbiz adunează cu directorul dumneavoastră și de asta eu te întrebam. Nu, nicio treabă. Așa, și atunci i-ai spus, ei au fost încântați de tine, te-au luat, au văzut câte... Măi, dar să știi că mai rar femei care să facă ce faci tu. Da, cu siguranță. Nu te simți mândră, așa că în România sunt câteva și în palma asta ești și tu pe aici printre ele? Eu îmi doresc să se apuce toată lumea de muzică și să cânte. Da, ce am face dacă ar cânta toți? Adică... E, asta e așa o viziune. Și așa deja cântă aproape toată România, în afară de părinții mei. Dar nu am absolut nicio problemă, adică dacă fie ești femeie sau bărbat, nu contează dacă... Oricum, ideea este să-ți placă instrumentul respectiv. Asta e cel mai important și să faci lucruri frumoase. Voi cântați rock, dar de care? Că există clasic, metal, tot felul de denumiri de astea și tot felul de jugări. În mare, cred că, nu știu, merge cu curentul ăsta de rock alternativ ce facem noi. Dar... De exemplu, poți să iei o melodie de a lui Florin Salam și să o faci rock? Poți? Da. Cu siguranță cred că se poate, dar nu știu, noi n-am încercat. De ce n-ați încercat? Că au încercat și alți colegi, alți prieteni. Și mai cum sună? Cum sună? Foarte agresiv. E un fel de manea agresivă. Mai furioasă. Dar fiți atenți, am văzut că întotdeauna că rockerii, deci ei se disting. Tu nu știi dacă ei e cântăreț sau nu, dar ei după vestimentația, adică voi așa, și noi ăștia lați de muzică ușoară, adică imediat observi că ăla e de ușoară și ăla e de populară. Bine, ăștia de populară sunt îmbrăcați așa, îți dai seama imediat că au fost de pe vremea lui Decebal, veniți aici. Dar la voi sunteți îmbrăcați aparte, adică e aparte. Uite, tu de exemplu ești foarte, nu știu, power, așa, nu știu, ai așa o atitudine. Probabil. Nu știu. Adică tu așa ai fost de mică? Tu, Raluca, erai așa cu bretonul ăsta de micuță? Aveai freza? Nu neapărat, dar marea majoritate a timpului cred că am avut breton și am avut părul scurt. Nu. Nu vă place? Nu știu ce să zic, nu. Vai, dar nu vine să... Vai, dar nu vine să cred cum să dai Florin Salam la noi în emisiune. Adică nu vine să... No. Ia, am vrut să vă reacția unor rockeri în fața manelelor. Niciuna. Dar știți că el e regele manelelor? Am auzit. Dar voi n-aveți un rege în rockul ăsta al vostru? Nu? Da, mai mulți. Mai mulți? Sunt, de fapt, sunt nu, mulți. Rege și regina. Ozzy Osbourne. Queen. El e, așa e că el este?
Da, 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 da. Dar ăsta e, el e idolul vostru sau aveți un alt idol? E, nu, nu cred că avem un idol neapărat. Deja nu știu dacă mai suntem la vârsta cu idoli. Dar ce, trebuie să ai o vârstă pentru a avea un idol? Mă gândesc că ai, să zic așa, niște modele pe lume, da, așa, niște modele. Idol. Da, bineînțeles că, nu știu, fiecare are și Raluca, cred că are, sunt foarte mulți instrumentiști pe care îi admiră. Pe care îi admiră și de aceste modele de care ai spus tu mai devreme, da. O să-mi spuneți imediat după ce vedem primul vostru okay. clip. Lasă-mi mai puneți manele pe fundal. Hai să-l urmărim și vom îl dezbatem. Bună piesă, bună piesă, mă, îmi place, eu întotdeauna rămân uimit. Cum poate să cânte un rocker o melodie romantică cu mesaj de ăsta de dragoste? Vai de mine, deci nu vine să cred. Spuneți-mi, dragii mei, cum de a ajuns trupa voastră să cânte o melodie care se numește Baby? Cine a scris azi versurile? Ștefan le-a scris. Da? Păi ce, el era îndrăgostit? Ce se întâmpla cu el? Cred că era după dragoste. Aoleu, da. Ții minte că eu eram în Germania și am vorbit la telefon și mi-a zis atunci... Vezi că am scris o piesă tare. Așa, vin. Și tu ce ai zis? E tare, vin, plec din Germania. Da, da, da. Fii atent, ne întreabă o telespectatoare pe Facebook. Da. Tu dormi cu ochelarii pe față? Nu, nu, nu. Pe nas? Nu. Cred că s-a întâmplat de câteva ori. Nu pot să cred, nu pot să cred așa ceva. Așa, spune, și te-ai întors din Germania și ai ascultat piesa, ai rămas crăcănat, uimit. Da. Și ai zis, va fi hit, hai să o promovăm. Da, da. Și, mă rog, am înregistrat-o și am început să o cântăm la concerte. Reacția a fost bună.
Și că a fost și la radio niște topuri. Oh, felicitări, okay, bravo, bravo. Sunt mândru de voi, mândru de voi. Dar fii atent, voi nu sunteți oarecum pentru un public de nișă, pentru că nu oricine ascultă rock. Așa este. Hai să zicem că muzica comercială poate să-și schimbe publicul de la o zi la alta, dar la voi oamenii mai greu intră pe partea asta. Aș dori să fac totuși o paranteză. Spre exemplu, în 2012... Hai, fă și două paranteze. Te rog, adică. În 2012 am intrat în topul global pe publicația The Guardian. Deci asta a fost un achievement foarte important. New Musical Express a fost o entitate diferită, dar The Guardian a fost, mă rog, a fost topurile separate. Da. Mare realizare! Vă mai aveați loc de mândrie așa când mergeați pe stradă? Pur și simplu eram foarte bucuroși și ne-am întors evident în sala de repetiții să lucrăm cât și ați băut? Hai că se zice de rocker că beau până fac pe ei, adevărat? Nu. E cum adică nu? Tu nu bei niciodată, Raluca? Tu nu bei? N-ai Raluca pus băutură în guriță? Raluca chiar nu bea. Nu. Nu am voie să beau, trebuie să fiu trează cel puțin la repetiții, la cântări, adică am task-uri mult mai importante. Repetițiile astea, voi spuneați că le faceți într-o clădire specială, unde vin mai multe trupe și cântă. Ia spuneți-mi puțin de clădirea aia, cum ați găsit-o? Da, e o fostă fabrică, au găsit-o cei de la Goodbye to Gravity, cu care repetăm sală în sală, să zic așa, perete în perete. Și atunci m-au sunat și au spus, hai uite să ne strângem câte 4 trupe, să luăm un spațiu. Și după aceea am văzut că au mai venit și alte formații și acum sunt mai multe. Nu știu câte sunt, dar sunt, cred că... Și nu vă încurcați între voi, când unii cântă nu. Baby, unii înjură în partea ailaltă, n-are nicio legătură. Nu, unii beau pe partea E ok. Hai să vorbim și puțin de colegii voștri care nu sunt astăzi, care sunt la serviciu. Băi, oameni muncitori, mie ăștia îmi plac, ăștia care sunt la serviciu tot timpul. Așa, uite, ca mine, ca operatorii mei, colegi de mare nădejde. Și voi la fel, păi și voi trageți piul, voi cum? V-ați învoit astăzi? Cum s-a întâmplat? Da, mă duc după aia și stau peste program. Ăsta e un sacrificiu și vă mulțumesc și telespectatorii noștri vă mulțumesc pentru asta. Pentru că trebuia să vă promovăm, trebuia pentru că sunteți grozavi. Uite, acum aflăm că sunteți și în topuri globale. Ce mândrie. Hai spuneți-mi de colegii voștri. Fiecare, hai să-mi spună, fiecare ce face? Ce face fiecare în trupa asta? Ștefan Mustață, chitaristul nostru principal și principalul compozitor. Da. După aceea este Adi Cotoară, basistul nostru. Adi Putoare? Cotoară. Așa. Nu, chiar nu e Putoare, e un om foarte, foarte muncitor. Ei, toți sunteți. Este expert acolo. Contabil. Nici nu ajungeați voi în topul ăla global dacă nu erați oameni de nota 20. Și acum sunt noi noștri colegi, da? Iulia Vasilescu, la vocea a doua. Și Alexandru. Cum ai acceptat-o? Alexandru, că voi fetele sunteți orgolioase. Cum ai acceptat-o nouă fată în trupă? Trebuie să înțelegi că eu cânt și într-o orchestră de 25 de femei. Adică... Îți dai seama ce e acolo, că femeile aia nu-și vorbesc niciodată? Nu, suntem niște persoane comunicative. Adică, ne-am obișnuit, adică... Dar ce zodie ești tu? Taur. Taur. Și tu ce zodie ești? Gemeni. De-aia vă înțelegeți voi acolo, că aveți numai zodii de zodii. Așa, voi ați lansat și un album care a avut mare succes, care poate fi găsit în toată țara, în toate mall-urile. Da, îl puteți găsi la toate librările Cărturești. Nu spunem că n-avem voie, așa, undeva la librărie. Așa. Și eu am văzut pe site-ul vostru că se poate face cumva comandă și îți vine acasă. Da, exact, de la... De acolo, de unde vine el. Exact, să numim, da. Mă rog, cei care au produs discul. Da, câte piese sunt pe acel album și cum se numește albumul? Pe albumul se numește Changing Skins, chiar că ne-am gândit că e primul nostru album. Așa fac toți artiștii, își bagă exact numele, da. Exact. 10 piese sunt pe primul disc și acum în toamnă sperăm să-l lansăm în sfârșit pe al doilea, tot cu alte 10 piese. Care e compus, e masterizat, e totul gata? E aproape gata. 2 piese mai trebuie masterizate și e totul gata. Dar spuneți-mi, uite că tu ești băiat și știu că la voi la rock se cântă mai sus. Ție nu ți-e greu? Ce ambitul să ai tu? Poți să cânți mai sus, poți să cânți mai jos? Depinde cum cere piesa. Important e să piesa să fie scrisă în tonalitatea care mi-e bună mie. Bine, oricum poți să o modifici, știi, să schimbi tonalitatea și gata. Da. Și cu baking-ul cum stați? Că bănuiesc că trebuie să cânte. Eu aș cânta ca măgarul în spate pe acolo dacă aș fi cu voi pe scenă. Păi de obicei Ștefan mă ajută la chestia asta. Și în pe Raluca nu bagi în seamă? Pe noua colegă înțeleg că ea va fi acolo pe poziții. Și Raluca mai... Raluca, nu te lăsa, mamă, să cânti măcar refrenul întotdeauna, să nu te lași. Eu spun sincer, eu dădeam și pe strofă dacă eram în locul tău. Nu se poate, trebuie să lăsăm spațiu în piesă.
Hai să vorbim puțin de evenimente, pentru că trebuie să intre și ultima piesă și trebuie să-mi iau la revedere de la voi. Să vorbim de evenimente. Nu e greu în calitate de trupă de rock să ai evenimente, că mă gândesc că la ceilalți, Alex Velea, Andreea Bănică și toți ăștia, Smiley, își găsesc că tot timpul când sunt zilele orașelor se bagă muzică comercială, dar la voi și la muzică de folclor sau așa e mai greu cu așa e, dar uite cum ai spus organizarea. Tu că... Noi totuși ne adresăm un anumit public țintă și atunci există evenimente și pentru acest există, gen. Da. Da, și sunt, nu știu, sunt destule, lumea se bucură, vin, adică e ok până la urmă. Da, e adevărat că publicul vostru e mai agresiv decât cel al muzicii ușoare? Nu. În niciun caz, nu. Deci e o legendă că voi sunteți mai nebuni așa de fel și că beți și că nu știu ce. Voi sunteți oameni cu mine, sunteți tauri, gemeni. Eu cred că chestia asta cu băutura e, nu știu, poate fi întâlnită la orice da, gen de om. Adică să știți că am auzit că săturii soliști de muzică populară care nu ies pe scenă până nu se îmbată. Adică... Și atunci, nu, cred că ăsta sunt exact niște mituri și poate țin mai mult de perioada anilor 90 la început, când a fost frenezia aia totală. Exact, și cred exact. Că orice era atunci ceva nou, mergea lumea să se nebunească. Dar acum, eu cred că oamenii au avut și mai ales tinerii au avut ocazia să mai meargă, nu știu, și la concerte și la festivale în celelalte țări și au văzut cum se, nu știu, cum se petrec lucrurile. Și același lucru se întâmplă și la noi. Chiar sunt mândru că sunt... Că sunt român, mândru că sunt român, domne, și că mai și când european, rock. Da, da. Într-o altă ordine de idei, spre exemplu, pe 30 iulie, luna aceasta, ne vedem la Cluj, la We Are Rocking the City, eveniment care este făcut în cadrul festivalului Untold. Și vă așteptăm cu micul unde cântă mai multe trupe, unde o să fie exact, o veselie exact, totală. Exact, or să fie 4 zile de distracție. Haideți să vedem acum clipul vostru, cum se numește, spuneți-mi. Nu știm care l-ai ales. Aoleu, nu știți. E surpriză. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Sunteți încântători, îmi place de voi. Alexandra are prieteni extraordinari, ea e o fată de nota 20, voi sunteți la fel. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes, mai ales la concertul ăsta pe care urmează să-l aveți. Mulțumim acolo. Frumos. Și toate festivalurile. Hai să urmărim videoclipul. Cum trecem noi de la folclor la rock și acum la muzică ușoară, dragii mei, alături de noi a venit astăzi, este Achilișa la noi, studiourile Strada TV București
nimeni alta decât îndrăgita Miruna Popescu. Bună dimineața, Miruna! Bine găsit, bună dimineața! Ce faci tu? Ce faci? Ai venit foarte așa bine. Roz? Ai niște Adidas roz? Îmi plac pe Adidas. Mulțumesc frumos! Dacă aveai piciorul mai mare, să știi că ți-i luam. Ce faci, Miruna? Bună dimineața! Foarte bine fac, mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici în emisiune. Și eu mă bucur că te văd și că ai crescut. Știi că eu te-am văzut când erai micuță. Fraților, era Miruna atât acum câțiva ani, acum a crescut. Păi și nu e normal să crești și eu? Ba da, e normal, e normal, fii atentă. O să-ți cer foarte multe detalii imediat după publicitate. Ce te porți așa? Oricum știu că în viața ta e încă cineva. De ce mai ești aici? Dacă nu mă iubești, spune-mi ce crezi de fapt, spune-mi ce vrei, ce urmărești. Totul era atât de sigur. Aveai o viață dublă, n-ai simțit cum trece timpul. Pentru tine a fost simplu, poate. Și nu te las, și nu te las. Locul tău e lângă mine, să mă ajuți la lahat. Ce pas, eu nu te las. Nu-s planul doi, nici tu nu vezi cine te crezi. Ce n-o juram cândva? Ce spune inima? Mă vrei pe mine sau pe ea? De ce mai ești aici? Dacă nu mă iubești, spune-mi ce crezi. De fapt, spune-mi ce vrei, ce urmărești. Totul era atât de sigur. Aveai o viață dublă, n-ai simțit cum trece timpul. Pentru tine a fost simplu, poate. Și nu te las, și nu te las. Locul tău e lângă mine, să mă ajuți la lahat. Ce pas, eu nu te las. Și nu te las, și nu te las. Locul tău e lângă mine, să mă ajuți la lahat. Ce pas, eu nu. Ce melodie frumoasă, Miruna, am rămas încântat. Încântat, nu vine să cred că o fetiță ca tine de 14 ani, ai sau n-ai 14 ani? 14, abia am plinit. Hai, de cap, aveai 13 până mai devreme? Da. Mamă, ce micuță, am ceva și aduc minore în ultima perioadă. Aduc toate minorele din showbiz aici la mine de emisiune. Te rog să iei loc din nou acolo.
Vreau să spun că prietenul meu, frățiorul meu, copilașul meu, că el e băiețelul meu, Ludovic, îl știi pe da, Ludovic? Da, știu pe Ludovic. Da? Este încântat de tine, el mi-a spus inițial, vreau neapărat pe Miruna Popescu, vreau neapărat și eu, pentru tine am făcut orice și atunci... Atunci îți dai seama că el te-a ascultat astăzi cu mare drag, cu mare drag. Dar de zebrele noastre, de zebra mea, Gina și de elefantul pistol, ce spui? Îmi plac. Îmi plac mascotele da. Noastre? Da, da, da. Știi că zebra vrea să se apuce de cântat? Păi se apuce dacă îi place, se apuce. Da, da, da. Adică tu ești deschisă. Da. Fii atentă că și producătorului meu îi place foarte mult de tine. Adică că e bătaie. Adică nu înțeleg asta cum vine. Păi e motiv să mai vin la tine în emisiune, nu? Normal că tu o să vii rău pentru că ești prietena noastră. Dar eu sunt curios că tu când ai acum nu te las, nu știu ce, în brațele mele, în brațele tale. Și mă uitam așa la tăticul tău care bănuiesc că te impresariază și care te da. Are mare grijă de tine. Părinții mei întotdeauna sunt alături de mine și le mulțumesc mult pentru asta. De ani de zile. Adică da. Întotdeauna, de când te-ai apucat de micuță? De când m-am apucat de micuță. Nu eram chiar așa de micuț. Ei, nu, dar cât de micuț? Că oricum și nu acum ești micuț. Adică așa. Eu aveam 14 ani când era Gheorghe Udej în viață. Nu, aveam 9 jumate când m-am apucat de muzică. Așa, muzica îmi place de când eram mică. Cântam da. Prin casă, imitam diferiți artiști la televizor. E, pe cine ascultai tu și pe cine imitai? În perioada aia îmi plăcea Blondie, trupa Blondie. Ah, Andreea Bănică. Și da. Mie îmi plăcea foarte tare de ea. Da. Uite, îi pun poza cu tine, Ludovic, aici ca să o vadă și să fie încântat. Și o să te întreb cum e să ai peste 70 de premii la activ? Da. Mamă, Miruna, tu te-ai mai dus la școală? Da, normal că mă duc la școală. Atât de multe trofee, tu câștigi tot timpul, te duci. Da, chiar și dacă... la nivel global, fii atentă că tu nu lucrezi doar aici, nu activezi doar pe la noi prin România. Peste tot te-ai dus și ai lăsat oamenii cu gurile căscate. Da, pe lângă muzica care este... o activitatea mea preferată. Da. Nu neglijești școala. Nu neglijești. Asta vreau eu să spun, că tu ești o elevă foarte bună. Ești sunt foarte clasa deșteaptă. 8 acum, trec clasa 8-a. Am terminat școala de arte cu media 10. Cu nota 10? Da. Eu știam că ai terminat cu nota 10. Toți invitații mei termină cu nota 10. Eu am terminat cu 4-5-10, dar voi terminați cu 10 toți. Da. Nu neglijești școala, pentru că în primul rând trebuie să ai școala. Școala școlii și pe omă școala vieții. Dar oricum, dacă l-ai pe tata lângă tine, ce-ți mai trec? Că te ghidează dumnealui peste tot. Da. Dar spune-mi, te-ai simțit vreodată, nu știu, condiționată sau prea strâns așa de tăticul tău? Te lasă să faci ce vrei, dacă vrei să ieși cu prietenii, te lasă da, sau normal, nu? Normal. Nu, te filmează prin spate, nu vine ca un paparazzo după tine, așa să te verifici, ia să nu, vedem. Nu. S-a dus Miruna, dar nu s-a dus, unde a zis că se duce. Când ies undeva cu prietenii, ne face poze. Faci poze și trimis o dată să vadă că ești la cafea sau la suc sau ce vezi voi acolo, nu? Da, și când mai vine el, mai vin părinții mei să mă ducă unde merg cu prietenii, aolo. Ne fac poze, mereu poze de grup sunt mereu. Uai. Dar fii atentă, tu ești prea mică sau ai avut vreun iubit? Ai iubit vreodată? Sau pe mama și pe tati. Pe mama și pe tata, mamă, nu, dar bănuiesc că pe iubit. Facebook ai foarte multe cereri, nu? Adică, muzica începând este... de la producătorul meu până la toți telespectatorii în Strada TV. Muzica este iubirea mea. Da. Este iubirea ta. Eu știu că tu ești născută în 1 iunie, în da. 2001. Da. Păi în 2001 eu deja făcusem 36 de ani. Sunt născută chiar de ziua copilului și chiar consider că copilului. O să rămân un copil în suflet mereu. Știu, tu ești așa copilăroasă și eu la fel sunt, să știi că aici ne potrivim, ne place muzica amândurora, tu ești frumoasă, eu mă rog, ia și vino aici, te rog frumos, aici la mine, în studiourile Strada TV, unde realizăm noi Strada Matinal, cea mai iubită emisiune din intervalul 8-12 și hai să cântăm cea de-a doua piesă, Miruna Popescu. Este primul meu single, vreau să menționez, da. Single. Este câștigat în urma unui concurs, cel mai mare concurs televizat de karaoke din România. Felicitări. Rockstar. Piesa a fost compusă în studiourile Dreamstar Production în colaborare cu John Diamond. Da, da, da. Și tu atunci ai câștigat, erați 25, ei erau adulți, tu erai copii și da, tot le-ai luat fața. În 2013. Și e normal, pentru că ești talentată. Hai să ascultăm piesa. Și tu mă iubești, văd asta cum la tine, asta...
te limba că te quiero mi amor și știi că e mă gătesc când mă privești, știu că și tu mă iubești. Văd asta acum la tine, asta îmi spun ochii tăi. Zi de zi vreau să te sun, dar nu știu cum să-l spun. Mi-a rămas în minte zâmbetul tău și al tău parfum. Ce piesă frumoasă, Miruna, să știi că piesele tale, una mai frumoasă decât cealaltă, așa sunt. Toate piesele tale, una mai frumoasă decât cealaltă. Cine a scris textul? Textul l-am făcut cu toții acolo în studio. Ei, nu pot să credeți, acolo e și mânuța ta avăgată, da? Da, un pic, un pic. Dar n-ai simțit nimic atunci când ai scris textul? Nu. Nu ți-a venit nicio idee așa din experiența ta, nu? Nu, din experiența mea, nu. Mamă, dar de ce vorbești așa când zici, experiența asta e ceva așa, e periculos, nu? Nu, nu e nu e periculos. Nu e timpul, da. Nu e timpul, pentru că acum tu faci cariera. Așa-i. Fii atentă. Tu, din toate trofeele și multe lucruri minunate pe care le faci, ai mai câștigat un concurs acum, care s-a desfășurat pe perioada unui an. Spune-mi tu mai multe de chestia asta. Este vorba despre un concurs online de muzică, care s-a desfășurat pe perioada unui an întreg. Așa. La acest concurs au participat vreo 1300 de oameni. Da. Fiecare cu piesă și cu videoclip. Din România sau din alte? Nu, din toată lumea. Din toată lumea? Da. Din România au fost în jur de vreo 15 persoane. 15. Da. Și ele au putut fi votate? Sau ce da, erau niște battle-uri. Piesele astea, 1000 și ceva. Erau niște battle-uri între două piese, două persoane. Da. Și acolo lumea care era activă pe pagină își vota favoritul. Da. Am participat la în jur de 100 de battle-uri, dintre care am pierdut doar 3. Hei, felicitări! Mulțumesc! Și cu ce piesă? Piesa se putea schimba la 3 zile, dar cea mai apreciată a fost Mercy, cover-ul Mercy. Și am ieșit cea mai bună voce feminină și am intrat în finală. În finală au fost 5 battle-uri, iar eu am ieșit marea câștigătoare. Și acum, ca și premiu, e un album de 10 piese și am fost invitată în septembrie să cânt la Las Vegas. O să ajungeți la Las Vegas, ce tare ești tu, Miruna. Să susțin un recital acolo și să mi se emâneze premiu, Most Famous Award. Felicitări, și albumul înregistrezi acolo sau aici, la noi? Deocamdată am făcut prima piesă, așa, care o să o și prezint. Piesa se bazează pe o piesă foarte cunoscută în Lituania, hit în topuri 2014. Este primul meu single internațional. Vocile au fost trase la noi în studio, la Diamond Records, și mixat și masterizat în Lituania de către compozitorul piesei. Îți mulțumesc, sunt foarte mândru de tine și cu siguranță în cariera ta te și invit aici din nou să ne cânti. În cariera ta vor urma foarte multe lucruri frumoase, să vii să lansezi albumul și la noi, tot ceea ce te vei ocupa și când vei avea ceva de anunțat, te rog măcar la telefon să vorbim și să anunțăm telespectatorii unde te pot vedea. Îți mulțumesc, dragii mei, vă pup și vă aștept și mâine la aceeași oră. Hai să cântăm, Miruna! We'll be right back.
just give a smile, a back or a hand. Think of